Cerban Ionescu, una dintre cele mai apreciate figuri ale teatrului și cinematografiei românești, rămâne în amintirea publicului ca un actor de o sensibilitate și un talent aparte. S-a stins din viață pe 21 noiembrie 2012, la doar 62 de ani, după o luptă îndelungată și dureroasă cu scleroza laterală amiotrofică, o boală neurodegenerativă care afectează progresiv funcțiile motorii. Actorul a fost internat pentru o perioadă la Spitalul Elias unde a suferit o intervenție chirurgicală pentru alimentație, însă starea sa de sănătate s-a agravat, necesitând transferul la Spitalul Floreasca. Moartea s-a lăsat un gol imens în lumea artistică românească, unde Șerban Ionescu era apreciat pentru profunzimea și autenticitatea cu care își interpreta personajele. De-a lungul carierei sale, Ionescu a dat viață unor roluri memorabile pe scenele Teatrului Național București, unde a lucrat până la sfârșitul vieții, dar și în producții cinematografice de referință absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, și-a început cariera la Teatrul din Petroșani, demonstrând de la început un devotament exemplar pentru meseria sa, publicul și colegii de braslă și-l amintesc ca pe un om cald, generos și extrem de dedicat artei sale. În momentele grele ale bolii, Șerban Ionescu a primit numeroase mesaje de susținere și omagii, fiind considerat un simbol al teatrului și filmului românesc. Moștenirea sa artistică rămâne vie, inspirând generațiile viitoare.